Uniunea Europeană recomandă vaccinarea vârstnicilor cu doza 4 până vom avea seruri anticovid mai eficiente. Sugestia a fost transmisă pe fondul înmulțirii numărului de infectări și de spitalizări în mai multe țări. Vaccinarea cu o a doua doză booster este recomandată pentru toate persoanele vulnerabile, anunță într-un comunicat Centrul European de Prevenție și Control ale Bolilor și Agenția Europeană a Medicamentului. În prezent, vedem o creștere a numărului de cazuri de COVID-19 și o creștere a acestei tendințe în spitale și a internărilor și gradului de ocupare în unitățile de terapie intensivă din mai multe țări, provocată în principal de tulpina BA5 a variantei Omicron. Acest lucru semnalează începutul unui nou val extins de COVID-19 în Uniunea Europeană, a transmis într-un comunicat Andreea Amon, directoarea ECDC. Aceasta a adăugat că vaccinarea persoanelor de peste 60 de ani și a celor vulnerabile cu o a doua doză booster ar preveni un număr mare de spitalizări și decese. Nu recomandare are ca obiectiv facilitarea accelerării campaniilor de vaccinare din statele UE, după ce rata de imunizare a încetinit la aproape jumătate în ultimele luni. În România, săptămâna trecută, numărul infectărilor s-a dublat față de săptămâna anterioară, a anunțat luni ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Astfel s-au înregistrat 14.943 de cazuri, 225 dintre acestea fiind copii. De asemenea, în ultima săptămână s-au produs 33 de decese. În ce privește vaccinarea, în ultima săptămână s-au vaccinat 3.252 de români, dintre care 1.210